care e prinsul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să citesc o poezie. Și în același timp să rugăm de Dumnezeu să facă lucrul acesta cu fiecare dintre noi. Să răstignești urechea ta pe lemnul și tale. Pe ce de-a ta s-o port așa, pe trupul meu și în carnea mea, întreaga vieții tale. Aleg de acum, astăzi, aici, robia ta, cu frângerea de sine și să rămân așa aprea, nevrednic rob în casa ta, să nu ies de la tine, să fiu cu umeri în jur, sub sarcina ta bună, să strâng cu mâinile de cur, să ascult la glasul tău din rug, cu Domnul la cunună, prin anșuță și ploia rând, țarina ta sfântă, cu harul neînțeles în gând, să pun sămânța ta plângând, când inima mea cântă, și-apoi, când seara pe colin, chiar când goia se iubește, să tulbure somnul, să tulbure dimineațile ca să strice ziua. Și-apoi, când seara pe colin, e ziua mea apusă, iar am să vin cu zlop puțin, să văd două pintele din mine.